Salut, eu sunt Marius Mihalca și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi și în acest clip o să vorbesc despre lectură, despre lectură istorică, respectiv despre Neagu Giuvara, o carte scrisă de Neagu Giuvara, scurtă istorie ilustrată a românilor. Dar până atunci, dacă reziști până la capăt și îți place conținutul meu, nu uita să dai subscribe și poate chiar să apeși pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva în această listă sau în celelalte liste la care lucrez. Bun, cum spuneam, de fapt până să ajung la carte vreau să fac un intro vis-a-vis de mine și poate și de tine, cel puțin într-o oarecare măsură. Păi trebuie să recunoaștem că majoritatea dintre noi nu am avut printre preferințe istoria în școală, nici în liceu, nici în școala generală. Poate că n-am avut un profesor care să ne inspire, poate că au fost manuale nașpa care nu știau să prezinte conținutul, poate că se punea accent pe memorarea textelor pe de rost în loc să ni se povestească și să ne lase pe noi să înțelegem ce aveam de înțeles. Cert este că eu, unul, am terminat școala de destul de mult timp și am făcut școala la viața mea. Mi-am dat seama că am ajuns la 25, 30, 35, 40 de ani și mi-era rușine cu câtă istorie știam. De fiecare dată când stăteam la un șpriț cu unii dintre prietenii mei și apărea o discuție despre istorie sau vreau să fac un coment vis-a-vis de istorie, trebuia să apelez la unul dintre ei despre care știam că știe lucruri, să-l întreb, băi, dar cum a fost atunci cu ce s-a întâmplat la Cotul Donului, de exemplu? Și zicea și, ok, mă legam și eu de evenimentul ăla. Deci, practic, am ajuns să mă simt prost cu propria mea persoană, pentru că mi-am dat seama că știu atât de puține lucruri despre istoria României. Am văzusem această carte și m-am hotărât să o cumpăr și să o citesc. Are în titlu O scurtă istorie ilustrată a României. Este o carte care are fotografii, dar are și textul principal din care poți să înveți o groază de lucruri. De ce recomand această carte? Pentru că nu este deloc plictisitoare, ba chiar este foarte captivantă. Deși este grosuță, e de fapt calitatea hârtiei, e poroasă și dă acest aspect, dar nu are extrem de mult conținut pentru că conține foarte multe imagini care contribuie la asimilarea informației. Și Neagu Giuvara prezintă doar informațiile esențiale într-un mod credibil și, zic eu, veridic. Ce poți să afli din această carte, scurtă istorie ilustrată a românilor? Păi, hai să începem așa. Poți să afli de ce țiganii îi zic acum rom, sau de ce denumirea oficială pentru țigan este cea de rom. Și anume că după destrămarea Imperiului Bizantin, în sudul Bulgariei, cam pe unde este Turcia europeană de astăzi, au rămas un pâlc de oameni, printre care se aflau și țiganii, aceștia fiind fugăriți din India către Asia, din Asia către Orientul Mijlociu, din Orientul Mijlociu către Europa. Și acolo s-au așezat pentru o perioadă, iar acel teritoriu s-a numit, atenție, Romania. Romania, pentru că cetățenii care trăiau acolo se considerau încă membrii ai Imperiului Roman și ziceau romei. Iar acel teritoriu, care s-a întâmplat să fie preponderat, dominat de populația de origine țigănească, a căpătat numele de Romania pentru câteva zeci sute de ani. Și de acolo vine acest termen. Sau, ce mai poți învăța? Vă zic chestiile, ferește că poți învăța toate lucrurile corecte și reale, dar vi le zic pe cele care ar putea să vă captiveze și să zici, wow, nu știam chestia asta. De exemplu, România a avut o colecție întreagă de domnitori bastarzi. Ce înseamnă un domnitor bastard? Înseamnă că nu era rezultatul iubirii dintre domnitor și soția lui, ci era rezultatul iubirii dintre domnitor și o femeie oarecare. Și dacă vă zic aici o scurtă listă, aproape că ajung să cred că am avut mai mulți domnitori bastarzi decât domnitori cu sânge 100% domnesc. Și lista domnitorilor bastarzi include pe Ștefan cel Mare, fiul lui Petru Rareș, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul,
Uite, vezi, asta e genul de informații la care nu te așteptai să afli. Adică, eu nu știu, nu mi-a zis nimeni la istorie vreodată, nici în clasa 8-a, nici în liceu, dacă am mai făcut istorie, nici nu mai știu, informațiile astea. Alt lucru pe care poți să-l mai afli, poți să afli de importanța, repet, în caz de nu știi despre ce vorbim, vorbim despre Neagu Giuvara, scurtă istorie ilustrată a românilor. Poți să afli de importanța semnificativă pe care Carol I, Ferdinand Carol al II-lea au avut-o în istorie și poate, cum am aflat și eu, care este ordinea corectă în care aceștia au fost la domnie. Sau ai putea să afli despre cea mai mare înfrângere din istoria armatei române, respectiv bătălia de la Cotul Donului, bătălie în care România cred că a pierdut câteva sute, nu mai mi-aduc aminte cifra exactă, dar cred că a pierdut peste 200 de mii de oameni. Bătălia asta este foarte bine ilustrată și în, pe Netflix, într-un film care se numește World War II in Color, se scrie WII de la World War II, și atunci când se ajunge la bătălia de la Stalingrad, care printre altele a fost o greșeală strategică și un ego al lui Hitler, care a vrut să, scuzați-mi limbajul, să se pișe pe orașul lui Stalin, numit Stalingrad, și a deviat de la invazia pe care o conducea în, ca să ajungă în Moscova, s-a încăpățânat să ocupe Stalingradul, Stalin s-a încăpățânat să apere Stalingradul și de acolo a ieșit una dintre cele mai mari bătălii din istoria celui de-al doilea război mondial, și din păcate și una dintre cele mai mari înfrângeri și nenorociri din armata română. Poți afla și din cartea asta că românii sprijineau, după ce au eliberat Basarabia, deci românii au plecat în această incursiune de invazia Rusiei alături de nemți, pentru că doreau să elibereze Basarabia, ce le fusese roată de curând de către ruși printr-un simplu telefon. Și asta este un lucru interesant, că am cedat Basarabia printr-un apel telefonic, că nu am luptat pentru ea la momentul respectiv. Nu de alt, adică eu sunt unul dintre cei care sunt sensibili când văd Basarabia e pământ românesc sau Basarabia e România. Anyway, nu despre asta e subiectul acum. Și românii țineau flancul sudic, italienii țineau flancul nordic, după cum era de așteptat sau poate mai știți, românii erau clar subechipați, subdimensionați, i-au anunțat pe nemți că nu reușesc să facă față, nemții ne-au băgat în seamă, erau foarte siguri de victorie și estimau să o termine foarte curând și aproape, au fost și foarte aproape de victorie. O chestie care se putea termina în câteva săptămâni a ajuns să țină luni și s-a finalizat cu începutul sfârșitului celui de-al doilea război mondial și prima înfrângere a nemților. Istoria nu este atât de plictisitoare pe cât am fost noi învățați în școală și cred că suntem datori să știm despre trecutul nostru. Vroiam să spun acum că cine nu-și cunoaște istoria și merită soarta, asta nu e o vorba mea, este o parafrazare după o vorba a lui Nicolae Iorga care spune un popor care nu-și cunoaște istoria e condamnat să o repete. Ei bine, tocmai pentru a nu repeta istoria, este de datoria noastră și a voastră, a celor care sunteți tineri și care aveți, sunteți din generația 2X, 3X, adică 20 și ceva, 30 și ceva, să învățați cât mai multe despre istorie. Pentru că pe mine, care sunt așa mai bătrân, mă doare sufletul când aud copiii de astăzi ridicând în slăb comunismul, fără să știe absolut nimic despre comunism, mai puțin niște povești ale unor bunici care erau șefi de partid și duceau o viață de lux în detrimentul nostru al tuturor celorlalți. Eu am avut ocazia să trăiesc în comunism și să mi-l amintesc și știu că este una dintre cele mai mari ciumi ale planetei. Acesta am fost eu astăzi prezentându-vă Neagu Giuvara, o scurtă istorie a României. Dacă îți place conținutul meu, dacă vrei să afli despre cărți, dă-mi subscribe pe YouTube, apasă și clopoțelul ca să fii sigur că primești o notificare când publică de ceva. Dacă se întâmplă să mă urmărești pe Instagram, dă-mi un follow, iar dacă ești pe Facebook, dă-mi un like și în felul ăsta ești la curent cu conținutul meu. Mihalca, asta a fost tot. Vă mulțumesc!